Mulțumesc întâi organizatorilor pentru invitație. Mă bucur că sunt alături de dumneavoastră și, bineînțeles, reprezentând un institut de educație și training în domeniul financiar bancar. Nu o să merg foarte mult în tehnologie, evoluții, produse și servicii, ci o să sintetizez câteva concluzii pe care le am ca urmare a monitorizării trendurilor vis-a-vis de resursele umane, impactul digitalizării asupra resurselor umane din industria serviciilor financiare și cu focus pe partea de training și educație, care va continua să joace un rol extrem de important. Este clar că digitalizarea va impune apariția de noi roluri și competențe în industria serviciilor financiare și că resursa umană care activează în această industrie va fi impactată. Noile tehnologii și evoluții din industria serviciilor financiare, cum ar fi deja menționatele automatizare, robotizare, inteligență artificială, machine learning și altele, vor conduce la necesitatea remodelării competențelor și comportamentelor angajaților actuali și viitori care lucrează în industria serviciilor financiare. Astfel, automatizarea va avea un impact major asupra forței de muncă, iar studiile recente arată că în următorii 2-3 ani, circa 30% din munca prestată astăzi de angajați va fi realizată prin procese de automatizare. Este vorba despre funcțiile în general mai simple, cum ar fi cele din front office, care implică și multe procese repetitive, standardizate. Astfel, acesta va fi punctul de plecare și pentru apariția unor noi generații de roboți, așa numiți roboții colaborativi sau coroboții, care sunt proiectați pentru interacțiunea directă cu clienții. Aceștia vor imita acțiunile umane pentru efectuarea automatizată a unor activități repetitive de volum mare sau consumatoare de timp. Însă și un lucru care își va păstra încă, să zicem, funcționalitatea și va fi în continuare valid, este faptul că funcțiile complexe se vor baza în continuare pe intervenția umană. Deci, oricât de dezvoltați vor fi roboții, întotdeauna în spate va fi intervenția umană. De asemenea, nu doar progresul tehnologic va impacta angajații, dar și evoluția carierei în cadrul unei instituții financiar-bancare se schimbă. Astfel, de la o linie clasică, tradițională, ascendentă, ierarhică pe o anume specializare, de exemplu în conformitate, se vor observa migrații către 4-5 cariere în zone diferite de activitate în cadrul aceleiași instituții financiare, cum ar fi, să zicem, din audit, migrăm în control intern sau în conformitate sau în alte potențiale oportunități de cariere. De asemenea, se va observa o scădere a perioadei medii de lucru în cadrul aceleiași instituții, procesul de ocupare a forței de muncă devenind tot mai fluid. Cred că este o tendință care deja se observă în ziua de astăzi, faptul că sunt foarte puțini cei care rămân într-o instituție 5, 10, 15 sau 20 de ani, așa cum erau învățați părinții noștri, și vedem perioade din ce în ce mai scurte. De aceea o să vedem că modul în care reușim prin managementul resurselor umane să păstrăm salariații va avea o preocupare deosebită pentru top managementul instituțiilor financiare. De asemenea, instituțiile financiare vor trebui să devină mai flexibile în procesul de angajare, dezvoltând echipe agile, oferind posibilitatea lucrului în grupuri mici sau intergrupuri. 75% din cei care fac parte din generația millennials, s-a menționat deja aici pentru că ei sunt un grup compact important din forța de muncă actuală,
sunt cei născuți în, între anii 1980-2000, care se mai numesc și generația NET, sunt atrași de posibilitatea de a lucra într-un mediu flexibil și creativ, dar care le oferă totuși posibilitatea de a promova în carieră, posibilitatea de a le fi cuantificat aportul în cadrul companiei. Deci digitalizarea va permite o flexibilitate crescută a locurilor și a programului de muncă. De asemenea, în viitor, munca se va axa din ce în ce mai mult pe calitate, digitalizarea fiind o oportunitate de a crea locuri de muncă mai puțin solicitante, permițând alocarea unui timp mai mare activităților profesionale care necesită creativitate. Continuând la provocări, este clar că instituțiile financiare sunt încă într-o fază incipientă a pregătirii resursei umane pentru provocările viitoare. Pentru a rămâne competitive și pentru a-și îmbunătăți performanța, instituțiile financiare continuă să se concentreze pe creșterea eficienței și îmbunătățirea serviciilor oferite clienților, devenind tot mai agile prin reprofilarea infrastructurilor tehnologice. Liderii instituțiilor financiare au în față trei provocări importante în ceea ce privește resursa umană. Pregătirea angajaților pentru noile competențe digitale, care va impune procese de training și perfecționare pe scară mare. Acest lucru este valabil însă pentru toate sectoarele de activitate din cadrul economiei. De exemplu, în Uniunea Europeană, în viitorul apropiat, 90% din locurile de muncă vor necesita un anumit grad de abilități digitale, în condițiile în care, în prezent, circa 40% din cetățenii Uniunii Europene au abilități digitale limitate sau nu posedă deloc astfel de abilități. De asemenea, va deveni extrem de importantă identificarea abilităților și expertizei profesionale necesare pentru viitor, pentru a putea face față concurenței și, de asemenea, așa cum am menționat deja, atragerea și reținerea angajaților care dețin aceste abilități profesionale va deveni o preocupare importantă. Un studiu recent arată că peste 60% din liderii unor instituții financiare importante consideră că în prezent se confruntă cu un decalaj major între cererea și oferta de personal cu competențe digitale. De aceea este vitală implementarea unor politici de resurse umane care susțin diversitatea și incluziunea. Și pentru că vorbim de o schimbare continuă și am auzit de nenumărate ori spunându-se că singura constantă în ziua de astăzi o reprezintă schimbarea, specialiștii în managementul schimbării vor fi foarte căutați în viitorul apropiat și nu numai. Așa cum am menționat, managementul talentelor devine o problemă strategică la nivelul bordurilor. Deciziile privind capitalul uman sunt de fapt investiții pe termen lung, iar managementul resursei umane este parte esențială a strategiei globale a instituției financiare. Noi promovăm faptul că cel mai important activ al unei instituții o reprezintă angajații și resursa umană și acest lucru devine din ce în ce mai evident, chiar dacă în cadrul acestui eveniment discutăm despre digitalizare. Liderii în era digitală vor trebui să aibă anumite caracteristici pentru a-și îndeplini misiunile, să aibă viziune, să promoveze schimbarea și să o poată gestiona, să dea dovadă de responsabilitate socială și să promoveze împreună cu angajații și cu clienții activități de responsabilitate socială și când vorbim de responsabilitate socială putem să o translatăm și la nivelul instituțiilor și un concept foarte discutat acum este acela de green finance. De asemenea, să dea dovadă de siguranță și de empatie în conducere.
Alinierea strategiei de management al talentelor cu strategia de business va fi foarte importantă. Valoarea resursei umane dintr-o instituție financiară va depinde de eficiența strategiei de afaceri și de modul în care talentele sunt utilizate în acest cadru strategic. De fapt, vorbim despre talente, dar am observat că încă de acum, din prezent, observăm un decalaj important între cererea și oferta de forță de muncă specializată. Și așa cum am menționat încă de la început, în această, să zicem, perioadă pe care o traversăm spre o digitalizare din ce în ce mai evidentă și mai și parte mai componentă a business-ului nostru, învățarea continuă devine un imperativ în industria serviciilor financiare. Astfel, utilizarea noilor tehnologii, așa cum au fost ele menționate, începând de la inteligența artificială până la blockchain, nu conduce doar la noi modele de competențe și de talent, dar creează și o lume în care abilitățile necesare se vor schimba continuu și rapid. Industria financiară va trebui să anticipeze abilitățile viitoare necesare angajaților, să reinventeze modul în care își pregătește forța de muncă și mai ales să creeze o cultură organizațională care promovează învățarea continuă. Readucem în discuție, așa cum antevorbitorii mei au menționat, rolul culturii organizaționale în dezvoltarea resursei umane și, bineînțeles, în susținerea pregătirii profesionale continuă. Și pentru că vorbim de inteligența artificială care ne va ajuta în multe dintre părțile jobului nostru, la rampă vor ieși abilități umane care nu vor putea fi reproduse de roboți. Acestea sunt empatia, creativitatea și gândirea critică. Și pentru că ne confruntăm cu o serie de provocări, inclusiv în domeniul educației, vă propun și câteva soluții inovatoare de învățare pentru a ține pasul cu aceste evoluții tehnologice. Accelerarea învățării experiențiale, learning by doing, datorită progreselor în neuroștiință și tehnologie, modalitățile de învățare experiențială au progresat în ultimii ani, oferind posibilitatea de a învăța prin aplicare practică a cunoștințelor și abilităților care fac obiectul trainingului. Studii de specialitate au arătat că rezultatele învățării sunt net superioare atunci când rezolvi tu însăși o problemă decât atunci când ți se spune sau ți se predă soluția. De asemenea, experimentând și corectând eventualele greșeli, acestea au un rol, un impact semnificativ în procesul de reținere a cunoștințelor. Un astfel de exemplu îl pot constitui trainingurile accelerate prin simulatoare specializate, cunoscute sub denumirea de Operating Training Simulators, care recrează operațiuni și procese întâlnite efectiv în practica de zi cu zi. Această abordare este deosebit de utilă în cazul adulților, unde plasticitatea creierului scade în timp, iar reținerea informațiilor doar prin ascultare și citire este dificilă. Dacă se poate, da, la concluzii? Mai am foarte puțin. Un minut. Deplasarea, o a doua soluție ar fi deplasarea de la focalizarea pe instituție la focalizarea pe individ. Cu toții recunoaștem valoarea unei resurse umane cu un portofoliu de competențe variate, dar evoluțiile viitoare se vor concentra pe deținerea de către fiecare angajat a unui portofoliu complex de competențe. De exemplu, chiar și pentru funcțiile sau rolurile considerate creative, cum este marketingul, vor fi necesare abilități analitice care să permită interpretarea datelor din social media și a evoluția din domeniul și a evoluțiilor din domeniul web. Programele de training vor trebui să se centreze pe individ,
să propună matrici de învățare care să conducă la dezvoltarea unui mix de competențe în fiecare persoană. Ele vor trebui să ofere oportunități de învățare multidisciplinară, învățarea pe tot parcursul vieții, atât în interiorul companiei cât și în afara ei, vor avea un rezultat așteptat, și anume dezvoltarea unui portofoliu de competențe variate, atât soft skills cât și hard skills. Și pe final, cea de-a treia soluție ar fi întărirea pregătirii angajaților vulnerabili la schimbările tehnologice. Programele de pregătire trebuie să fie accesibile tuturor angajaților pentru a atenua decalajul dintre cererea și oferta de personal cu abilități digitale. Categoriile de personal cele mai vulnerabile la evoluțiile tehnologice vor trebui identificate și țintite cu programe de training customizate. Analizele arată că cei mai susceptibili de a fi impactați de automatizare sunt angajații care lucrează în funcțiile sau rolurile simple, așa cum am menționat, ei fiind cei care ar trebui cu prioritate să își dezvolte portofoliul de competențe, să aibă acces la training, însă practica ne arată că tocmai acestea sunt cei mai văduviți de programe de training, ceea ce face ca să se adâncească decalajul privind competența și solicitarea de competențe pe piața viitoare a forței de muncă și portofoliul pe care aceștia îl dețin. Și un ultim slide. Am înțeles rugămintea și recomandarea. Se îndreaptă către un alt grup de angajați care ar trebui să participe intens la programele de pregătire. Aceștia îl reprezintă, să zicem, angajații în vârstă. De fapt, este vorba de cei care au peste 50 de ani sau cei care se îndreaptă chiar spre vârsta de pensionare. Ei, prin natura lor, sunt reticenți la schimbare, însă, datorită sporului demografic negativ, constituie segmentul cel mai important din forța de muncă activă. De aceea, companiile vor trebui să-și dezvolte acele programe care să-i poată integra și pe acești angajați și să-i poată reține la locul de muncă pe perioade cât mai mari. Vorbeam mai devreme în pauză cu Adi despre pensii și despre cine ne va plăti pensiile și care vor fi resursele. Iată că tendința pe plan european și internațional este de prelungirea vârstei de pensionare și chiar de inițierea unor programe privind reținerea celor care ajung la vârsta de pensionare. Deci, programele de pregătire profesională continuă trebuie să aibă matrici de învățare flexibile, compatibile cu responsabilitățile de la job, dar și cu viața privată. Și închei cu un sfat dat de un geniu, celebru geniu, un sfat care are o vechime de zeci de ani, dar care mi s-a părut că este extrem de actual și în ziua de astăzi. Modul în care facem educație este nu de a transmite sau de a asimila lucruri și cunoștințe, ci mai degrabă de a ne învăța să gândim. Mulțumesc!